Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru încrederea și susținerea pe care ați arătat-o în această perioadă, cel puțin de când am venit eu la Iași din februarie. A fost o perioadă tulbure, dar așa cum am început vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de echipă. Începând de astăzi, o spun apăsat, Clubul Politehnic a Iași capătă identitate. Mă bucur foarte mult că Daniel, fostul meu coleg de echipă, fostul meu actualul prieten, a făcut eforturi și a venit în dealul Copoului, pentru că știu că a făcut eforturi. Ca și mine, atunci când m-am hotărât să vin cu sufletul către Iași, a lăsat o situație stabilă, o situație financiară mai bună. Nu știe ce l-așteaptă, eu deja am trecut prin asta. Dar vreau să-i mulțumesc din suflet, pentru că a venit alături de noi ca să construim acest proiect frumos. Daniel, îl știți cu toții, împreună am promovat în Liga 1. Este cel mai bun produs fotbalistic al Iașului. Și aici vreau să fac o scurtă paranteză înainte de a lăsa pe Daniel să vorbească, pentru că am văzut că mai sunt și ceva suporteri nemulțumiți, pentru că Daniel a mai jucat pe la alte echipe. Deci eu am simțit-o pe propria piele că Daniel a ajutat și financiar și material această echipă. Era o perioadă extrem de grea când, nu știu, nici maiuri de antrenament nu aveam și Daniel, jucând la o echipă mult mai celebră, inclusiv cu bani din propriul buzunar, a ajutat clubul. Și de aceea o spun, a apăsat mesajul meu către suporteri. Am văzut foarte multă lume care aplaudă și laudă echipa, dar nu face nimic concret. Însă Daniel a demonstrat că iubește Iașul și chiar vreau să-i povestesc ceva. Acum mai bine de 3 ani, cred, sper să-și aduc aminte. A venit în federație, abia a început să el, sau mă rog, nu știu dacă abia a început, să știu că era la cursurile de antrenoriat. Și l-am întrebat, Daniel, ce faci? Uite, îmi place cariera de antrenor, vreau foarte mult să ajung un mare antrenor. Și mi-a vorbit de Iași. Și la un moment dat a zis, sper că ți-aduce aminte, și mi-a zis, păi, uite, vreau să mai stau în București 3-4 ani, după care vreau să mă mut la Iași. Ți-aduce aminte? Da, mi-aduc. Și mai mult decât atât, dacă o să vedeți, în toate discursurile lui, fie că vorbim de meciul de Cupa României de la Buzău, în care a lăudat echipa Iașului, că a crescut printre suporteri și că Iașul, practic, i-a întins aripile spre fotbalul mare. Mai nou, nu? Avem reclama cu sponsorul principal în care vedeți că Daniel amintește de Iași. Nu cred că mai trebuie să insist. Faptul că a venit cu sufletul alături de noi, într-un proiect greu, pentru că situația nu e ușoară, este grea spre foarte grea, timpul este foarte scurt, începe noua ediție în mai puțin de 10 zile. Eu îi mulțumesc, am mare, mare încredere și mi-aș dori ca într-un termen scurt spre mediu să putem spune amândoi că am făcut istorie în dealul Copoului. Mulțumesc, Lucian. Mulțumesc, Ciprian. Întrebările 3-3-8. După ce vom asculta și pe Daniel Pancu, fost profesor aici în Dematic, în Copou, îi spunem, bine ai revenit acasă, Daniel. Bună ziua, mă bucur să vă revăd. Credeți-mă, este o zi foarte importantă și foarte emoționantă din viața mea. Sunt obosit nu datorită faptului că am, sau din cauza faptului că am condus 6 ore să ajung astăzi la această prezentare. Noaptea trecută nu am reușit să pun geană pe geană. Am avut aceeași senzație pe care o aveam când jucam un meci important, fie pentru echipa națională sau fie în cupele europene de Champions League. Nu aș vrea să fiu foarte lung, aș vrea să fiu scurt, pentru că nu-mi plac vorbele, îmi plac mai mult faptele. În primul rând și prima mea problemă pe care o am de rezolvat, pentru că am fost dorit insistent de cei din conducere, în special de președintele Paraschiv, dar nu pot pleca la un drum fără a fi susținut și în principal de suporteri. Încep cu ei, pentru că sunt foarte importanți pentru echipă, pentru că lucrurile s-au schimbat față de perioada în care eu am activat ca jucător al Politehnicii Iași. Era o altă atmosferă în stadion, întreg stadionul era o galerie, acum a apărut și fenomenul Ultras, era normal să apară și la Iași. Ca să fiu cât mai scurt și succint,
Mi-am dorit din 96, de când am plecat de la Poli, să mă întorc acasă într-o zi și mi-am dorit acest lucru și din poziția de jucător. În două rânduri, planurile mele nu au coincis și nu s-au pupat cu cele ale conducătorilor sau ale antrenorilor din Iași. Mai mult de atât, nu am putut să fac, mi-am manifestat întotdeauna intenția de a juca din nou pentru Poli Iași. A apărut, fiind unul din, nu știu dacă jucătorii favoriți, o feblețe a domnului Porumboiu, a apărut acea variantă de a merge la Vaslui. Eu nu am considerat niciodată că Iași se poate compara cu Vaslui sau să fie două echipe rivale. Am crescut cu altă tradiție, altă mentalitate în Copou, FC Vaslui sau cum se numește, tot respectul nici nu exista în momentele alea. Ultimii ani, când am venit în Copou din poziția de jucător, am auzit lucruri foarte urâte la adresa mea din partea publicului. Nu am răspuns nici măcar o dată, nici măcar un deget nu am ridicat, cu toate că nu înțelegeam. Mi s-a transmis pe parcurs că asta ar fi motivul și țin să sublinez încă o dată, nu am considerat niciodată Vaslui o rivală a Iașului sau o mare rivalitate între cele două orașe. Vaslui, știți foarte bine, e cât un cartier din Iași. Dacă am greșit, îmi cer scuze, dar consider că nu este cazul. Revenim la ce s-a întâmplat pe parcursul ultimei săptămâni. Președintele CIP, fostul meu coleg, după ce Iașul s-a despărțit de antrenorul Mircea Rednic, m-a sunat, am avut o întâlnire, mi-a povestit despre planurile lui, despre faptul că vrea o echipă reprezentată de ieșeni, o echipă reprezentată de oameni care să pună suflet pentru Iași și pentru Politehnica. Discuția a durat în jur de 3 ore, dar momentul care m-a făcut să încep să mă gândesc la acest lucru, pentru că nu sunt în postura de a pune condiții, sunt un antrenor care, în afară de două meciuri la voluntari ca antrenor principal, încă nu am antrenat în Liga 1, consider că e o mână întinsă de Politehnica, de fapt mi se acordă o șansă importantă. E important să pornim la drum cu premiza asta, încredere unul în celălalt, dar lucrul care m-a convins, pentru că este un visător, este un idealist, mi-a spus la un moment dat că se gândește în 2-3 ani la Poli în cupele europene. Ăla a fost momentul în care m-am gândit foarte serios să accept acest lucru, pentru că este un nebun frumos, dar oamenii care se opresc din a visa nu cred că au foarte multe orizonturi și idealuri în viață. Asta a fost pe scurt povestea mea cu Politehnica Iași, faptul că am acceptat, încă o dată mă repet, faptul că am fost dorit insistent, faptul că aparțin Politehnicii Iași, m-am născut, am crescut aici și cred eu că v-am reprezentat cu cinste pe oriunde am jucat. Dacă dumneavoastră aveți întrebări... Da, vă rog acum întrebări pentru cei doi. Pancone, peste câteva zile vine ziua ta, la mulți ani de pe acum. Da. Ai făcut lista cu cadouri deja, i-ai transmis-o lui CIP, e lungă, cam... Cam ce ți-ai dorit? Cam de ce ai avea nevoie? La drepturile TV. Da, e important să existe o stabilitate financiară. Sunt un antrenor exigent, un antrenor care cere implicare maximă din partea jucătorilor, fiind și un antrenor tânăr și important ca ei să fie mulțumiți. Deocamdată avem un ok pe jumătate, din ce am înțeles de la domnul primar, dar sunt premize să se rezolve aceste probleme în scurt timp. Ca jucători? Ca jucători, normal. În momentul de față sunt 12 jucători, dacă nu mă înșel sub contract, nu? Axinte, Oanea, Cabral, Pasalia, Brebel, Deirondo, Francis Cristea, Ciacana, Platini, Andrei Cristea, Capitanul. Popadiuc. Și jucătorii pentru care am insistat cel mai mult sunt cei localnici. Îmi plac jucătorii cu experiență, îmi plac jucătorii atașați de echipe, îmi plac jucătorii care au o anumită vârstă, o experiență vastă, le respect carierele, le respect familiile și sunt jucători pe care eu vreau să mă bazez în special. Și vorbim aici de Andrei, care și-a prelungit, de Frăsinescu, cu care am înțeles că ai discutat, și de Mihalache, cu care se discută. De la ideea asta plec, jucători care au făcut ceva pentru clubul ăsta, jucători de care am nevoie în vestiar, în primul rând. În staff, deocamdată, Benone Dohot, 100%. Preparatorul fizic cu care am lucrat la Rapid, Daniel De Castro, care este pe drum, va ajunge la noapte. Sunt în căutarea unui antrenor secund, dar cu licență pro. Sunt câteva nume și am avut câteva discuții. Va trebui să ne hotărâm cel târziu mâine.
La fel Cezar Hunceriu, care rămâne. Cu cine ai discutat? Nu, e primul nume pe care îl aveam și îmi doream foarte mult un antrenor care să organizeze defensiva, pentru că la ce înseamnă jocul de atac, jucând o viață în pozițiile alea, îl stăpânesc bine, cred eu. Primul a fost Ienci, dar Ienci nu știam că o să preia Rapid. Mai sunt câteva nume, nu vreau să vi le spun, să nu deranjez pe nimeni. Care este obiectivul pentru sezonul următor? Sportiv vorbim. Obiectivul meu sportiv e de a câștiga cât mai multe meciuri. Obiectivul trasat de conducere încă nu am discutat. Vorbim în primul rând de o schimbare a mentalității. Chiar dacă sunt unii care nu aveți încredere în mine sau nu au, veți vedea ceva schimbat în modul de a aborda meciurile la Politehnica. În primul rând, plec de la ideea unui fotbal agresiv, agresiv pozitiv, în sensul pozitiv. Totul e legat de atitudine, de altruism, de agresivitatea asta pozitivă, până la ideile mele tactice și tehnice. Jucătorii care nu ard, și a fost valabil și la Rapid, care nu ard pentru echipă, care nu simt tricoul Politehnic Iași, vor avea nu neplăceri, probabil ne vom despărți. Nu vreau să jignesc pe nimeni, e o perioadă grea, e pandemie, echipele au venit mult mai slab din punct de vedere al jocului după perioada asta de pauză, dar în unele momente mi s-a părut că am văzut la Politehnica Iași jucători blazați, jucători plafonați, jucători care nu și-au locul în planurile mele. Ce vei face să schimbe starea? Totul se transmite, începând de la antrenament, prin prezență, prin modul meu de a fi. Îmi doresc o echipă care să joace după chipul și asemănarea antrenorului. Că timpul e foarte scurt, că într-o săptămână începe campionatul, nu stă în caracter să mă plâng de aceste lucruri. Mai sunt și alte echipe în cazul nostru. Oricum, campionatul se întrerupe după primele două etape și probabil atunci va fi completat și lotul definitivat pentru perioada asta până în iarnă. Avem o listă lungă de jucători, m-am uitat împreună cu Toni. E important pentru că alături de Cip, pe care îl cunosc de o viață, la fel și pe Toni îl cunosc de o viață. Sunt doi prieteni ai mei vechi și cred că lucrul ăsta contează. Să mergi într-un loc, pentru că sunt la treia echipă antrenată. Antrenez până acum doar echipele unde am locuința. Am antrenat voluntari, am antrenat Rapid, acum antrenez Iași. E important la început de carieră să fii într-un mediu în care oamenii să te cunoască, să te susțină. Pentru că nu toți suntem perfecți, ne cunoaștem și greșelile și e important ca ei să te cunoască foarte bine. Mai ai primul tricou în care ai jucat atunci la Iași? Era la Mops, l-am căutat într-o zi prin Germania, pe la un colecționar, nu știu pe unde exact. L-a vândut. Da. În ceea ce privește noul sistem competițional, va fi unul mult mai alert și cu mai multe baraje. Marius Croitoru spunea că nu este fair play să se joace acel baraj între câștigătoarea dintre locurile 7 și 8 și echipa din play-off care ar fi ultima pătată. Eu zic că este mult mai palpitant, oferă o șansă și echipelor din play-out, echipele care vor câștiga play-out au șansa de a juca în cupele europene. Mie mi se pare o idee foarte bună. Aveai un contract pe încă 2 ani la un club la care ești privit foarte, foarte bine, un club stabil din punct de vedere financiar, un club care are un anumit sonor în fotbalul român. Vii pe un post care este cel mai instabil în fotbalul român, de antrenor, da. La un club cu datorii de peste 1,5 milioane de euro, cu 12 jucători. Ce te-a determinat să faci acest pariu? În primul rând nebuneala lui Cip și promisiunile pe care le are din partea factorilor locali. Altfel îmi era greu de crezut. Mi-am dorit întotdeauna să antrenez, de asta spui de stabilitatea de la Rapid, nu. Chiar dacă aceste 3 luni de zile am fost într-o altă poziție, gândurile mele au fost doar pentru a antrena. Sunt la început de drum, am nevoie de oameni tineri lângă mine, oameni care să-mi ofere încredere, oameni care au motivație, oameni care au entuziasm, pentru că tu vorbești de niște probleme la o echipă de fotbal, dar e o problemă aproape generală în fotbalul românesc. Adică, oricum în locul meu ar fi venit altcineva la Politehnica Iași, iar eu poate eram la altă echipă cu aceleași probleme din campionatul din România. Astea sunt problemele generale. Care e modelul tău în antrenor?
ți-am spus, totul pleacă de la atitudine, spirit, agresivitate pozitivă, am mai spus de multe ori, și tot ce înseamnă vizionare, model de joc, ce s-a întâmplat la Rapid și în multe momente mi-a reușit, pentru că și aici e un capitol, din respect pentru Politehnica, din respect pentru Ieșeni, aș dori ca astăzi să fie ultima zi în care, cât sunt la Iași, se mai vorbesc despre Rapid. Deci am lăsat echipa undeva la două puncte de promovare, care până la urmă au fost un singur punct. Mă întreb de modelul meu de joc. Mult, mult insist pe Liverpool și pe Jurgen Klopp. Între Rad și Nicolae, pe cine ai alege pe cine la Rapid? Pe amândoi. Poate Rapidul promova în sezonul următor? Haideți să vorbim despre Politehnica. Mai devreme mi-am exprimat dorința. S-a semnat cu Vasile cei din galeria de la Iași, s-au transmis că nu mai ești ieșan și că doar dacă îți cer scuze se vor gândi dacă revin asupra deciziilor. Ce mesaj ai pentru? Ați fost atentă mai devreme ce am spus? Da. Dacă e nevoie, dar n-am considerat niciodată o rivalitate, eu pot să încerc și scuze. Ai optat să vorbești cu Mircea Reni înainte de a semna? Nu. Intenționez să fac asta cu siguranță, pentru că abia de astăzi sunt oficial antrenorul unei foste echipe, lui Mircea Rednic, un antrenor de la care am învățat foarte multe, unul din cei mai buni pe care am avut în cariera mea. Dar dintre cei care sunt la final de contract, există probabilitatea să-și mai prelungească o parte aici pe cineva în vizor? S-a plăcut cineva în mod deosebit? Recunosc că Omoh, am o slăbiciune pentru Omoh, iarăși vor fi discuții. La fel Lucasen, dacă își dorește să continue, sunt doi jucători care pe final de campionat, după ce au prins tonusul și de competiție, s-au exprimat mult mai bine decât în început, când se vedea că vin după pauze lungi. Dar sunt jucători aflați care sunt sub contract și care au dezamăgit. Ce vei face? Gândesc la Solin? Nu vreau să dau niciun nume, dar spuneți foarte bine, probabil vor fi și jucători care au contract și vor pleca. Da, greu de spus în momentul de față, e greu să facem astfel de previziuni. Ne dorim să scoatem maximul, dar în momentul de față, astăzi, pe 12 august, lucrul ăsta pare puțin imposibil. Legat de contract, n-ai spus mai devreme. Contractul meu pe perioada de 8 luni, sperăm să, eu ce-mi propun, să fac mai bine decât s-a întâmplat anul ăsta, pentru că ăsta e primul pas. Când mergi la o echipă, trebuie să faci mai bine decât s-a întâmplat în acest sezon. Obiectivul din contract are primul și pentru cupele europene, dacă vreți să știți, în contract. Și pentru câștigarea campionatului. Bun, aici, dacă îmi dați voie să intervină puțin, trebuie să vă spun situația de fapt de la Politehnica. Atunci când am venit în februarie, realitatea este că erau în jur de 1.800.000 de euro datorii. Astăzi suntem în jur de 1.300.000 de euro datorii, pentru că s-au operaționalizat destul de multe, mă rog, s-au manageriat bine. Erau multe costuri ascunse pe care am reușit să le gestionăm foarte bine. Chiar dacă a fost o perioadă de pandemie, am luat și decizii dure și probabil, nu sunt foarte iubit în cadrul clubului, dar nu erau alte soluții. Cert este că am avut partener, primarul municipiului Iași și Consiliul Municipal Iași, pentru că ne-au ajutat cu o lună pe starea de alertă și din discuțiile pe care le-am avut cu domnul primar înainte de sosirea lui Daniel, pentru că am fost extrem de sincer față de Daniel, eu am suferit, pentru mine a fost un șoc să mă întorc de la un venit mai mare, de la un job stabil în care niciodată nu s-a întârziat salariul, să mă trezesc că am 6 luni și abia un salariu l-am luat. Dar revin din discuțiile purtate cu domnul primar, am convingerea că vom mai primi 2 luni sprijin pe starea de alertă. Am convingerea că se va semna acel proiect de mentoring. Aș putea zice că acesta este momentul în care comunitatea locală trebuie să sprijine echipa, pentru că altfel traseul poate să arate foarte bine după ce vom primi acest ajutor. De ce spun acest lucru? Am mare, mare încredere în Daniel că va obține performanțe cu răbdare. Eu sunt convins că Iașu va performa, pentru că atunci când pui suflet nu are cum să nu-ți iasă. Nu ascund faptul că inclusiv eu am stat și m-am gândit dacă să mai continui sau nu. Acum am noroc că nu mă aude soția, dar probabil peste o oră, când aceste filmări vor fi
vor fi în eter, va auzi și, și ea. Chiar mi-a zis, bă nebunule, ții minte că la ora 3 noaptea umblai prin curte de sculți, că nu știi ce să mai faci, ce îți mai trebuie politehnica. E, culmea, vreau să vă zic că persoana care, care a avut ultimul cuvânt și, și s-a întâmplat chiar foarte recent, cred că acum 2-3 zile, a fost tot Daniel, pentru că mi-a zis ceva de genul, bă, Cip, și ceva, tu ești un nebun, eu sunt mai mare nebun ca tine, hai să ne băgăm, așa greu cum e, dacă tu spui că există șanse să redresăm, și există șanse, deși situația financiară, repet, este grea, dar nu disperată, hai să plecăm la drum. Asta, iată că e primul moment în care Daniel deja a ajutat clubul și m-a ajutat pe mine să continui aici. Am mai auzit discuții în această perioadă că de ce de municipalitatea bani la echipă. Haideți să fim realiști. Din 1945 această echipă a fost a orașului. Nu este a lui Paraschiv, eu sunt un președinte vremelnic. Este echipa orașului. Inclusiv în perioada în care a avut doi finanțatori privați și noi chiar jucam atunci, mă refer aici la Dan Cărlan și regretatul Pavel Hodea, municipalitatea a ajutat echipa. Deci, încă o dată vreau să, să tușez foarte gros din acest moment, Politehnica Iași capătă identitate prin venirea lui Daniel. Daniel este un antrenor în care cred foarte mult, pune suflet, ceea ce îmi doresc să întâmple și în vestiar și la jucători, pentru că au fost momente în care poate mi-aș fi dorit mai mult de la ei, însă să nu uităm că a fost o perioadă care a bulversat întreaga societate românească, numai fotbalul, cu această pandemie, cu meciul jucate din 3 în 3 zile. Și eu am toată convingerea că dacă ne unim cu toții, inclusiv de sprijinul dumneavoastră o să avem nevoie, eu sunt convins că Iașul va putea să scrie istorie în fotbalul românesc. Să obțină performanțe așa cum nu le-a mai avut niciodată. Dar trebuie răbdare. Sunt 3 luni aproape de când s-a semnat, de când s-a aprobat acel proiect de mentoring în Consiliul Local. Cam pe când crezi că s-ar putea semna? Pentru că sunt niște bani foarte importanți pentru voi. Așa e, din discuțiile pe care le-am avut cu domnul primar, am înțeles că undeva la începutul lunii septembrie se va semna și încă o dată vreau să mulțumesc atât primarului pe care îl văd în planul departat. Putem să reluăm discursul, să mă audă, cât și, și consilier local că, că au fost de acord. Deci ne așteptăm ca undeva la începutul lunii septembrie semneze și acel proiect de mentoring, dar cred că primul pas este, haideți să fac o scurtă pauză, se apropie domnul primar de noi. Da. Și eu direct pe platou, cum se spune. La floc. Tocmai vorbeam că venit. Aveți șansa să fiți salvatorul fotbalului Eșan și așa cum... mai aproape, putem noi. Am mai avut o comisie a Comitetului Local pe situații de urgență cu Cenegoara. Am mare încredere că tocmai terminam o frază, dar v-am văzut și am lăsat o pauză, că domnul primar, împreună cu Consiliul Local Iași, va face toate eforturile să ne mai sprijine cu 2 luni pe stare de alertă și cu proiectul de mentoring. Practic, putem spune că primăria poate salva fotbalul și construi baza unei, unui proiect de mare, mare viitor. Acum, iar dumneavoastră, real, domnul primar. Ce spune domnul președinte? 2 luni de avem deja stare de alertă și plus programul de mentoring? 2 luni de stare de alertă, la programul de mentoring să vedem în ce manieră îl putem și îndeplini tehnic vorbind de data aceasta, să nu încălcăm normele sanitare ale României de astăzi, dar a ajuns și a doua solicitare în cursul zilei de ieri. Le vom aproba și noi în ordinea în care au ajuns. Sigur, eu tot trăiesc cu speranța legitimă, cred, ca să încercăm să privim dragostea și atașamentul de sport nu doar prin prisma banilor. Și aș vrea să fiu privit și dintr-o altă perspectivă de iubitor al acestui club și a sportului în general, nu doar din prisma sau calitatea de ordonator de credite pentru municipiul Iași. Asta înseamnă că nu se vor exclude sau nu înseamnă că nu sunt importante, dar am avut mai multe ieșiri publice și în campionatul care tocmai s-a încheiat și am spus că aș prefera să vorbesc secundar de bani și mai mult de performanță, fără să uit că performanță fără bani nu se poate. Dragostea trece prin că orice succes al echipei Politehnica a fost asociat cu meritele incontestabile ale echipei,
staful tehnic, managementul și jucătorii, evident, și orice insucces a fost legat de chestiunea financiară sau starea terenului. Și am avut eu acea ieșire publică care am văzut că a luat-o ca atare și diverse publicații sportive, inclusiv noastre. Sigur, nu înseamnă că nu e adevărul la mijloc. Adică se pot regăsi într-o balanță rezonabilă și, să spunem, succesul și în succesul din ambele perspective. Revenind la tema zilei de astăzi, am avut o discuție telefonică cu domnul Pancu, cred că alaltă seară, dacă nu mă înșel, da. M-a strălat încă la București, cred. Am avut o discuție anterioară și cu domnul președinte Paraschiv, legat de perspectiva acestui club, și plec cu următorul discurs sau observație, acum vreți noastră. Meritele cele mai importante asupra succesului pe care acest club l-a avut din perspectiva rămânerii în divizia Liga I aparține președintelui clubului. Și dacă cineva poate să mă contrazică, îi arăt rezultatele din ultimele etape. Și ceea ce postau suporterii, respectiv iubitorii de fotbal, oriunde se aflau ei, mă refer la Politehnica. Că sună laudă, că nu sună, Dumnezeu știe cum sună sau cum care e perspectiva pe care noastră veți prelua, dar este observația mea, nu neapărat ca primar. De asemenea, am mai avut o ieșire publică și am spus, în condițiile acestea, ar fi fost păcat ca un club să fie pedepsit. Și am făcut trimitere la clubul Dinamo București, pe care îl respect foarte mult și mă bucur nespus de mult că nu a părăsit campionatul. Chiar dacă n-a respectat în totalitate, sau n-a putut, sau n-a știut, sau a fost o experiență pe care n-a putut să o treacă cu succes, e bine că am rămas împreună cu ei în acest campionat și ne vom mai regăsi în diverse competiții, având în vedere că Dinamo aduna spectatori. Deci înseamnă că Dinamo contează, indiferent poziția din clasament, și nimeni nu poate să treacă cu vedere, cu vederea istorică a acestui club alături de al nostru. A treia chestiune la care m-aș opri, perspectiva continuării cu succes a prezenței în Liga I a clubului Politehnica Iași este legat de calitatea echipei care se implică. Pentru că cel mai sacrificat om din acest club pe parcursul, să spunem, returului de campionat, dar și cea mai rămăsese din tur, a fost tot președintele, care a renunțat la o funcție onorantă din Federația Română de Fotbal și bine plătită și fără bătăi de cap și s-a aruncat în focul ghenei într-un mod responsabil și cu bună știință, intrând, să spunem, în acest joc și renunțând la beneficiile celuilalt. Deci și pentru acest lucru vreau să-l felicit. De asemenea, vreau să îi felicit pe cei doi antrenori, pe domnul Teja și pe domnul Rednic, pentru felul în care au echilibrat echipa și managementul echipei în lipsa sau în tumultul vremurilor, în lipsa de resurse sau tumultul vremurilor pe care le-am parcurs împreună. Și mă bucur nespus de mult că l-am avut pe domnul Rednic alături de noi. Îi apreciez toate meritele. Nu are, din punctul meu de vedere, o vină considerabilă că am fost pe marginea prăpastiei, ci dimpotrivă ultimele trei meciuri l-au redresat și l-au readus pe punctul cu care a și, sau cu meritele care a și sosit la acest club. Nu ascund nici meritele celorlalți membri din conducerea clubului și cărora le doresc succes în viața personală sau legată de club. Dar cred că a venit momentul schimbării cu adevărat a traiectoriei acestui club, pentru că de când sunt eu în primăria municipiului Iași, de 20 de ani de zile, și mulți ani înainte, când mă interesa fenomenul fotbalistic, dar nu mă puteam implica absolut deloc, nu aud decât de salvarea de retrogradare. Cu un singur pasaj, când am reușit și noi să prindem o cupă europeană, Hajduk Split, tur-retur. Și un player. Cu o floare, cu care speram să facem primăvară. Trebuie să înțelegem cu toții și fac trimitere la toți cei care, unii dau impresia că se implică în fotbal și n-o fac, doar declarativ, iar alții o folosesc ca o sinecură personală pentru a-și întregi veniturile. La acest club, și îl rog pe domnul Ciprian Paraschiv, începând cu această dată, n-au ce căuta decât oameni care efectiv ne trebuiesc, se implică și contează în club.
În caz contrar, voi refuza, indiferent de consecințe, să mă mai implic în vreo problemă acestui tip. Voi refuza și voi deveni un spectator de tribuna B, de peluză, nici nu contează unde stau eu, și atât. Pentru că acest club a plecat cu niște traume din vechea conducere a primăriei, a devenit de foarte multe ori o sinecură pe prietenii mai vechi sau mai noi și nu vreau să se mai întâmple acest lucru. Adică vreau să am speranța că atunci când dau acreditivile acestui club, le fac unor oameni 100% legați de club, care sunt în stare să se sacrifice pentru acest club și care au și profesionalismul necesar ca să facă ca lucrurile să meargă bine. Și din această perspectivă îl rog pe Ciprian Paraschiv și îl și susțin în același timp pentru toate deciziile pe care le va lua, pentru a aduce Clubul Politehnica Iași la un nivel de profesionalism care să ne permită să discutăm și despre altceva decât despre evitarea retrogradei. E o perspectivă pe care am făcut-o publică și voi fi foarte atent asupra acestei chestiuni, astfel încât să putem să mergem mai departe și dintr-un alt context. Revenind la domnul antrenor Daniel Pancu, vreau să-l felicit pentru ceea ce a făcut la Clubul Rapid București. Mulțumesc. Și nu o spun de complezență pentru că este ieșean, ci o spun pur și simplu urmărind acest fenomen. Speranța mea, și vă spun cu sinceritate, cu toate că nu sunt rapidist și nici cu trenul nu merg, vreau să ajung totuși la destinație într-un timp rezonabil, cred că mai avea o șansă Rapidul să intre în Liga 1 dacă îl păstrau acolo. N-au făcut-o, s-au riscat, și-au asumat și au rămas în Liga 2. Poate la anul celălalt campionat vom juca și cu Rapidul alături de Dinamo și FCSB și celelalte cluburi importante din România în aceeași ligă împreună. Are deschisă ușa pentru orice problemă, orice lucru legat de comunicare, orice piedică pe care o simte în orice perspectivă publică, mai puțin privată, doar dacă consideră necesar, eu nu sunt un tip indiscret. Și, sigur, ceea ce ne asumăm împreună, în temeiul legii și în abordarea unor obiective de campionat, care să ne scoată din această cutumă veșnică a evitării retrogradării. Nu e ușor. Cred că este mai ușor să-l câștigi decât să lupți pentru evitarea retrogradării. Hai să încercăm și cealaltă variantă. Și bazați-vă pe noi, pe echipa care iubește Iașul, pe suporteri și sângele ăsta autentic ieșean care vă circulă prin vene să vă fie, din punctul acesta de vedere, cel mai important sprijin pentru a face cât mai multe lucruri frumoase la club. În rest, să vă țină Dumnezeu sănătoși pe toți și pe jucători și pe cei implicați și să sfârșim campionatul viitor fără pandemie, cu toate meciurile jucate și relaxați. Vă mulțumesc, e o mare doză de încredere pentru mine, pe prezența dumneavoastră aici. E important, ca cel mai important factor dintr-un club să vină să transmită un mesaj de încredere pentru antrenor. Probabil v-a mai spus Cip, simt pentru Iași, simt pentru Poliaș, am crescut cu Politehnica Iași. Nu pot decât să plec iarăși și cu un aer mai de mare încredere, ascultându-vă și auzind obiectivele pe care ni le trasați pentru viitor. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vreau să înțeleg ce a spus domnul primar, chiar cu riscul de a mă repeta. În această perioadă, principalul partener și principalul sprijin l-a reprezentat pentru mine, funcționând în cadrul acestui club, primarul municipiului Iași și Consiliul Local Iași. Dar faptul că, mă rog, poate mulți dintre voastre nu știți, se mai pierdea un meci și vorbeam cu domnul primar și nu-l vedeam, nu știu, normal că era supărat, dar nu foarte vehement, și a avut răbdare și a avut încredere. A demonstrat că putem face o echipă frumoasă aici. Și chiar dacă o spun a treia oară, cred că din acest moment Iașul fotbalistic capătă identitate. Suntem ieșeni pentru Poli, după cum ați văzut s-a schimbat și sloganul de astăzi. Nu știu, Lucian, parcă aveam un tricou, avem și un tricou pregătit pentru Daniel, pentru DGP. Daniel, de acum tot te vei îmbrăca. Mulțumesc mult de tot. Mai sus, da.
Să-l întoarcem, scrie ceva? Ce se mai politic în Caiaș? Ce vrei, Baia din Mihne? Beșic, Caiaș! Da. Domnule primar, veți avea posibilitatea de a vă implica. Se tot vorbește și ați cerut și dumneavoastră în repetate rânduri reformularea clubului din punct de vedere al conducerii. Știți foarte bine la ce lucru. Da, păi, în primul rând voi cere și acest lucru. Trebuie să aducem o structură de conducere foarte vizionară și foarte flexibilă la ceea ce înseamnă fotbalul mileniului 3, a secolului pe care îl trăim. Fotbalul, din perspectiva unui novice, nu se mai joacă cum se juca înainte de 89 și la începutul anilor 90. Are altă perspectivă și de management, așa cum a arătat domnul președinte, și de strategie de joc și de adaptabilitate la ceea ce îți oferă viața zilele noastre, de suntem în altă lume. Fotbalul trebuie să devină un instrument foarte smart pe care să-l poți folosi utilizând chiar și tehnologii și toate celelalte, dar totul trebuie să plece în același ritm de peste tot. Dacă locomotivele nu au toate deblocate frânele, îngreunăm foarte mult sarcina, dacă vagoanele nu au toate deblocate frânele, îngreunăm sarcina locomotivei și nu își va atinge performanța. Contează cât de mult își dorește el sau eu sau domnul Paraschiv dacă mai avem locomotive frânate. Trebuie orele de frânăm, orele eliminăm din tren și aducem locomotive de mileniu 3 foarte inteligente cu panouri solare. Deci e nevoie și de această perspectivă. Nu ascund faptul că voi discuta cu domnul Ambrozie cât se poate de serios o temă care mă frământă de foarte multă vreme și dacă o găsesc oportună pentru perspectiva acestui club, ca acest club să devină club municipal în proprietatea municipiului Iași, îi voi cere într-o manieră rezonabilă, corectă și prietenească să devină club municipal nu numai cu numele, ci și cu proprietatea. În felul acesta nu mai spune nimeni nici că e clubul ăla, nici că e clubul celălalt, este clubul orașului și orașul este obligat să facă orice efort pentru ca el să meargă înainte. Ce părere aveți că domnul Ambrozie va lua peste 100.000 de lei ca urmare a faptului care nu ți-a luat funcția din executiv? E o chestiune care mă depășește. Nu cred că e oportună în tenuria asta de fonduri. De altfel, nu cred că este singurul neajuns și cel mai mare, discutând cu domnul Paraschiv. Și de asta repet, am avut prea multe traume de-a lungul timpului din perspectivă financiară față de club, ca să nu-mi dau seama faptul că ceva acolo este putred. Adică de fiecare dată când s-a scos o pavelă din drumul fotbalului Ieșan, dedesubt n-am găsit ceea ce așteptam. Găseam lucruri mult mai urât mirositoare. Indiferent dacă ne luptam cu Sabo sau cu alții sau cu alții sau cu alții, mereu ajungeam la aceeași meteahnă a banului. Că el de fapt era perspectiva pentru unii și nu dragostea pentru sport și bine, și dragostea nu e rezonabilă cu burta goală. Înțelegem și lucrul ăsta, că nu suntem de pe altă planetă, dar în niște limite la fel de rezonabile, uitându-te un pic și în visteria pe care o gestionezi. Când de unde, slavă Domnului, să aibă toată lumea. Dar când fiecare leuț îl drămuiești și îl cântărești cam așa, acest leu, ce perspectivă de cheltuire are din vizorul următoarelor instituții? DGA, DNA, DICOT, curte de conturi, toate făcând obiectul unei semnături publice. Și evident că ai rețineri și ai și nervi cu atât mai mulți când vezi că banii se duc în alte scopuri. Deci e posibil ca Oliaș să treacă la municipalitate, aveți un plan? Eu îmi doresc lucrul ăsta. Deci îmi doresc mai mult decât perspectiva câștigării campionatului, pentru că sunt convins că una fără alta nu se poate. Asta nu înseamnă că primarul trebuie să devină Gigi Becali, scuzați asocierea și îl stimez pe domnul Becali, ci pur și simplu dintr-o perspectivă publică, corectă, care să poată fi gestionată foarte bine și fără subiectivisme că e clubul meu. E clubul orașului și... Mai mari, mai mici, tot pe aceeași piață joci și cu același tip de jucători joci. Important este să nu permită legea și să nu avem conflicte în funcționarea acestui club.
Eu, asta e perspectiva pe care, că, evident că Clubul Politehnic Iași nu va avea altă perspectivă a transferurilor, nu o să fie funcționari publici plătiți din legea unică de salarizare. Sunt, din punct de vedere intelectual, cred că și eu, oarecum normal. Evident că va avea niște perspective similare cu ce se întâmplă pe piața fotbalului românesc. Dar stabilitatea unui club public poate fi asigurată mult mai bine decât instabilitatea unui club privat, care depinde de foarte mulți factori externi. Dar se poate întâmpla un astfel de plan atât timp cât echipa este în Liga 1, pentru că știu că existau niște probleme în ceea ce privește o eventuală trecere la municipalitate. Și handbalul profesionist se joacă tot în prima ligă. Avem exemplu CSM București, club de handbal, nu? Nu greșesc, cred. Da, nu știu dacă sunt aceleași legi. Mai există... Le facem, dacă trebuie să... Sunt banii mult mai mulți. În mod chiar poate fi acționar primăria, poate fi între membrii fondatori. Avem cazul Clubului Municipal Târgoviște, unde... Sau Craiova. Sau, da, sigur. Handbalul feminin. Unde sunt. Și handbalul feminin, care merge în ligă profesionistă. Are buget CSM București la handbal feminin, are cât buget. Deci trebuie să găsim niște soluții care funcționează. Bine, dar acolo nu trebuie să vorbiți doar cu domnul Ambrozie, mai sunt încă 6 acționari. Bine. Dar nu sunt acționari. Că nu este clubul... Adunarea generală acționară, se cheamă, acționar cu ghilele de este derivă. Înființat pe legea asociațiilor și fundațiilor, dar nu cred că cineva din cei de acolo nu-l bănui pe niciunul dintre ei că nu va ceda cu dragoste. Adică considerați că nu ca cea mai tare ar fi domnul Ambrosiu? Nici pe departe. Să nu încercați să duceți în direcția sau nu e treaba mea unde duceți noastră, dar eu nu am nimic să îi reproșez în mod direct. Nu, ca câteva... ca acord decizional, la asta mă refeream. Acord decizional, dar sunt convins că și dumnealui își dorește. Nu înseamnă că trebuie să-l debranșăm de la fenomenul fotbal. Pentru că totuși a avut o contribuție și dacă dăm istoricul înapoi, un rol determinant ca Iașul să poată astăzi să spună că este în Liga 1 și se datorează și lui Ambrozie. Și chiar îi mulțumesc pe aceasta. Ce vreau să-i spun domnului primar este că atunci când am fost la Daniel, am fost puțin părăcios pentru că, aflându-mă în primăria municipiului, aș cred că acum mai bine de 3 luni de zile, am avut șansa să văd proiectul noului stadion și... Chiar ți-ai dat și cu părerea. Chiar mi-am dat și cu părerea și am zis lui Daniel, bă, Daniel, lucrul ăla se va întâmpla, eu cred din tot sufletul, l-am văzut, nu poze, cum vedeți, probabil, sau cum ați văzut dumneavoastră, habar n-am, nu știu ce a apărut în spațiu public, dar efectiv până la stadiul de, nu știu, de vestiar, de duș, la baie, de structura stadionului. E fără pistă? E fără pistă. E atunci puteți să-l faceți. Și nu am mare încredere că în acest proiect, noi pe partea sportivă și managerială vom încerca să dezvoltăm clubul. Dacă va apărea și acel stadion în care eu cred în tot sufletul că va apărea, cred că Iașul va fi o forță cu fumare în fotbalul românesc. Daniel, revenind la întrebări, spuneai mai devreme că ar fi foarte greu să ne gândim la play-off în sezonul actual, având în vedere ceea ce spunea domnul primar, că trebuie să uităm de evitarea retrogradării, crezi că se schimbă obiectivul? Eu v-am spus că vin cu alt aer, probabil cu altă mentalitate, sper să le și pun în practică, sper să fiu susținut și în mod normal, în modul de față, pe o calificare în play-off, îți spun foarte obiectiv, pare una foarte greu de obținut. Dar o evitare a retrogradării mai fără emoții e la fel de ușor de obținut. Vreau să-l completeze pe Daniel. Aveți aici trei persoane care nu le place mediocritatea. Să nu uităm că totuși din play-out poți juca în cupele europene, nu o să. Da? Deci știm că locul 7-8 joacă baraj și mai departe pe echipa din play-out. Deci visul meu de a atinge cupele europene nu e foarte îndrăznesc să zic că un număr de ani nelimitat. Nu. Noi tot ce de aici sperăm, ne facem mediocritatea, credem în excelență și credem în aceste obiective. Cum am zis la începutul conferinței, cred foarte, foarte mult în capacitățile lui Daniel de antrenor și în special în sufletul pe care îl pune. Atunci când pui suflet, nu are cum să nu se asupra. Daniel, mă întrebare pentru tine, poate mă primul lucru de care m-am interesat când am venit. Regula Under 21, am avut și discuția asta, m-au întrebat și Cip și Tony
Dacă sunt adeptul schimbării jucătorului under 21 după 3 minute, am spus că niciodată. E vorba de încredere, e vorba de respect, e vorba de discuția pe care am avut-o cu ei înainte de a veni, legat de echipa a doua. Mi-aș fi dorit echipa a doua în Liga a treia. Am înțeles că nu sunt posibilități în acest moment doar pentru Liga a patra. Liga a patra e un nivel slab, foarte slab, dar sunt preocupat. Am făcut lucrul acesta și la Rapid, îl voi face și la Poliaș. Întotdeauna, dacă eu cred într-un jucător tânăr, îi voi da încredere. În ceea ce privește povestea asta cu COVID-ul, cred că va afecta, cum va afecta? S-a mai obișnuit lumea? E totul atipic, tot ce se întâmplă în zilele astea e atipic, legat de activitatea noastră, nu doar de fotbal, de viața noastră. Să sperăm că în cel mai scurt timp se va găsi o soluție și la acest virus. Aici va trebui să responsabilizăm foarte mult pe jucători, pentru că în aceste zile se lucrează la nou protocol medical. Din informațiile mele neoficiale, înțeleg că nu vor mai fi meciuri amânate. Este posibil ca un meci să se piardă dacă ai un focar, dacă ai jucători disponibili dintr-un lot lărgit, da, joci meciul, dar dacă e un focar și jucătorul se interzice, atunci acea echipă pierde meciul cu 3-0. Și, practic, noi va trebui să responsabilizăm și mai mult pe jucători. Eu zic că ne-au respectat pașii legali și necesari pentru a termina competiția în teren. Și vă aduceți aminte și de cazul Cabral, unde vreau să-l felicit pe colegul meu, Marius Oprașcă, de la el a plecat ideea să facem o retestare. Noi am vrut să jucăm toate meciurile în teren, le-am jucat. Și ca să încheie această acoladă, probabil inclusiv în contractele jucătorilor va apărea o clauză specială în care jucătorul va trebui să plătească dacă nu are grijă de propria sănătate. Din ce știu, este un cuantum maxim care este permis, undeva la 25% din venitul anual. Aici trebuie să iau legătura și cu sindicatul fotbaliștilor, pentru că AFA nu reprezintă pe jucători, dar voi merge în mod cert la pragul maxim.